Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru înălțarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce-o credință, cu evlavie și cu frică Dumnezeu, intră să doare în prezența Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Domnul Dumnezeu, Nicolae și Andreea, care acum se logodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ni se dea lor Hristos, moștenirea neamului și toate cele către mântuire, să ni se trimite lor dragoste săvârșită, pașnică și ajutor, Domnului să ne rugăm. Se logodește omul Dumnezeu Nicolae, cu doaba Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește omul Dumnezeu Nicolae, cu doaba Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește Domnul Dumnezeu Nicolae, cu doaba Dumnezeu Andreea, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Andreea, Rogului Dumnezeu Nicolae, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Este roaba lui Dumnezeu Andreea, Rogului Dumnezeu Nicolae, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Este roaba lui Dumnezeu Andreea, Rogului Dumnezeu Nicolae, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pe noi încurajăm. Păzește pe dânsii, Doamne, Dumnezeu nostru, pe cum ai păzit pe Ioana în pântecele chipului. Păzește pe dânsii, Doamne, Dumnezeu nostru, pe cum ai păzit de foc pe Sfinții trei tine, trimițându-le la rouă din cer. Și să vină peste dânsii bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena, când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum ți-a adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum ți-a adus aminte de Sfinții 40 de mucenici, trimițându-le lor cu Dumnezeu din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de părinții lor care i-au născut și i-au crescut, căci rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de robii tăi Mihail Corneliu și Sorina nașii, ce i-au adus pe ei înaintea Sfântului Altar, și de toți mântașii care s-au adunat la sfârșirea acestei sfinte taine. Cea ta este stăpânirea, cea ta este părăția, acum se pune și veci vecilor. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Nicolae, roaba lui Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Nicolae, roaba lui Dumnezeu Andreea,
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună rogului Dumnezeu Nicolae, roabă lui Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Andreea cu robul Dumnezeu Nicolae, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Andreea cu robul Dumnezeu Nicolae, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Andreea cu robul Dumnezeu Nicolae, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, cu noi ești cu cinste, în bunul nasă-i plăgășit. Slavă ție, Hristos, Dumnezeule!
până în ea. Așa și iau, părinte. Măriță-ți mie, tabra, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacobul când îl face, și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Pune-ți mâna stângă, dreapta. Pune-ți mâna nașă la tine. Și-o las cu părintele dată. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzindu-i legii. Că așa binevoiești Dumnezeu. Iată fiilor după vânciești. Prin puterea fiilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului altar, că veți păzi această legătură a dragostei și a unirii dintre voi până la mormânt. O veți păzi curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită. Și nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Doamne Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galilei, ținuta de acolo ai binecuvântat-o, binecuvintează pe, și pe robii tăi aceștia, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cununile lor în împărăția ta, păzindu-i curați fără prihană și neasupriți în vecii vecilor. Amin! Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea tutosfântă de o ființă începătoare de viață, Dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea vouă viață îndelungată, nașe de plunci buni, spor în viață și în credință, să vă umple voi toate bunătățile și pământești, să vă învecească și desfătarea bunătăților și o făgăduite. Pentru rugăciune prea curată este prea noastră, Dumnezeu, și purea Fecioarei Maria și a tuturor Sfinților să... Amin. Dacă ție, Hristos și Dumnezeu, de adevărința noastră, slavă ție! Auziți, mai dați masă la cineva. Dăm la copii mâine, că noi dăm la copii care vin să împărășească, dăm bomboane totdeauna. Și chiar nu se strică, nu se terminească. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.